Hai să trăiți bine. Iată că am descoperit o nouă metodă de a posta pe blog și pentru astăzi am decis să creez un filmuleț în cuprinsul căruia veți descoperi câteva imagini surprinse de mine în această duminică, pentru că sculându-mă dis de dimineață am purces către o locație despre care habar n-aveam că există în apropierea casei mele. O oază de sănătate, un parc natural unde foarte multă lume participă pentru a efectua diferite activități. Bineînțeles că dacă am ales să merg la o oră destul de matinală, traficul a fost destul de scăzut, căci încă americanii dormeau, astfel că mi-am desfășurat în foarte bune condiții activitatea și pe parcursul traseului am reușit să surprind câteva imagini destul de frumoase și vă spun sincer că m-aș bucura foarte mult ca și în România să existe astfel de zone, o pistă care de 10, puțin 10 km, care șerpuiește prin pădure pe marginea unor lacuri și pajiști și care îți oferă o posibilitatea ca să faci o alergare în natură. Așa cum vă spuneam și cu alte ocazii, americanii iubesc la nebunie sportul și dacă veți ajunge într-o locație ca aceasta spre ole amiezii, veți întâmpina un trafic foarte mare, dar până la urmă totul se desfășoară în niște condiții civilizate și nimeni nu comentează că atunci când aleargă trebuie să depășească sau să ocolească unele obstacole. O bicicletă, zic eu, niște tineri care patinează pe role sau niște vârstnici care nu pot să țină ritmul ca unii mai tineri. Este minunat pentru că dacă vrei un pic de relaxare, poți să-ți iei o pătură și să te așezi pe gazonul foarte bine îngrijit, pe marginea lacurilor sau pe marginea pădurii, fără să asculți manele sau tot felul de vorbe urâte și fără să ai teama că îți vei așeza pătura pe diferite resturi de mâncare sau peturi de la sticlele provenite și sau lăsate de alții care neglijează.